Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Dacă îți sărbătorești ziua de naștere pe 18 noiembrie, ai spiritualitate, creativitate și pragmatism, ceea ce îți conferă calități universale în comunicare. Această variabilitate îți permite să te încadrezi în aproape orice mediu și să găsești un limbaj comun cu toată lumea. Sensibilitatea și intuiția ta sunt atât de dezvoltate încât uneori chiar sperie. Înțelegi gândurile nerostite și sentimentele reprimate care pentru majoritatea oamenilor sunt pur și simplu invizibile. Pe de-o parte, ești un visător sensibil, poetic, pe de altă parte, un carierist agitat, ambițios, care preferă să facă față muncii grele și problemelor dificile, extrem de energică ai o activitate fizică și mentală inepuizabile. Calitatea ta determinantă este instabilitatea emoțională, deși în exterior poți, dacă dorești, să rămâi calmă și tolerantă. Deți stăpânirea de sine și ești nevoită să recurgi la ea destul de des, pentru că nu dorești ca ceilalți să asiste la un vulcan mereu în erupție în sufletul tău. În cel mai bun caz, reușești să-ți direcționezi emoțiile într-o direcție creativă, oferindu-le o ieșire prin muncă. Semnul tău zodiacal aparține constelației Scorpion. Semnul zodiacal Scorpion este direct legat de semnele elementului apă, care se disting prin următoarele calități, prudență, răbdare, rezistență, rodnicie, agilitate. Ești condusă de războinicul Marte. Acest patron ceresc îți oferă pasiuni și energie puternice, curajoasă și activă, nu știi totdeauna să-ți controlezi agresivitatea, ești energică și ești supusă unor emoții puternice, în special ești geloasă. O minte practică și capacitatea de a acționa ți asigură succesul. Voința și onestitatea ta poate degenera în mângrie și încăpățânare arrogantă, iar setă de activitate într-o mișcare constantă sub influența propriilor instincte, nu întotdeauna bune. Trebuie să-ți folosești starea de spirit a intelectului pentru a înțelege pe ceilalți și a colabora cu ei. Impulsurile excentrice ar trebui să fie reținute. Curajosul Marte controlează emoțiile tale, însă, răsplătindu-te cu pasiune, ți-a oferit și o minte puternică și plină de viață. Analiza intelectuală a fiecarei situații, combinată cu o voință puternică naturală, este secretul succesului tău, ești capabilă să-ți frânezi propria agresivitate și emoționalitate, cinismul și aroganța, mânia și spărovăiala, toate acestea sunt doar laturile opuse ale manifestării excesive a multor calități pozitive ale tale. Influența planetelor poate fi puternică, dar tu faci alegerea finală. Guvernatorul tău astral este Pluto, care determină legătura cu transformările și procesele mentale profunde, schimbări profunde ale personalității, psihanaliză, moarte și renaștere, dar și extrasenzorial. Planeta ta în exil este Venus, aceasta este responsabilă pentru sentimentul posesivității, precum și pentru lipsa unei sentimente de armonie în sine, tu ești universalul comunicării. O persoană creativă în orice companie, ești ca un pește în apă atunci când poți comunica, cu adevărat, poți comunica cu ușurință cu reprezentanții diferitelor cercuri și stări sociale, ai mulți prieteni și aproape peste tot ești un oaspete binevenit, ești sensibilă și visătoare, te caracterizezi prin ambițiozitate, intuiție, capacitatea de a analiza situația în timp real, preferi un loc de muncă dificil, dar interesant, ideile tale creative nu sunt banale. Ești foarte sociabilă și iubești să fii în centrul atenției. Ai fost creată pur și simplu pentru a fi în primele roluri. Îți realizezi de obicei intențiile ambițioase în interesul grupului social pe care îl reprezinți. Talentele tale pot fi luminoase sau modeste, dar tu preferi întotdeauna să le dezvălui doar după cum consideri de cuvință. Prin urmare, nu vei fi niciodată de acord cu ceea ce nu te simți încă pregătită. Mai mult, disponibilitatea ta este determinată nu de ceilalți, ci doar de tine însă. Îți nu diferi prin râvnă specială. Datorită intuiției superfine și a unui dar special de previziune, poți obține mult mai multe decât alții, cu prețul eforturilor pe termen lung. Totuși, Senzualitatea din personajul tău nu este dezvoltată la fel de mult ca emoționalitatea. Ai nevoie de atenție și nu te liniștești până nu o primești integral. Aceasta este, de fapt, slăbiciunea ta, care implică o anumită nesiguranță, dar tu răsplătești mereu atenția asupra ta printr-o comunicare interesantă și fructuoasă. Rezultatul muncii tale poate fi foarte specific și, în cele mai multe cazuri, legată de domeniul divertismentului, serviciilor sau pur și simplu cu manifestări de energie pozitivă. Datorită acestei ultime particularități, ești iubită de prieteni și de oameni cunoscuți, în a căror viață aduci cu generozitate bucurie și farmec. Farmecul te ajută la inspirația vieții în orice eveniment la care participi, deoarece poți juca cu îndemânare diverse roluri, ești uneori acuzată de superficialitate și irresponsabilitate. La o examinare mai atentă, asemenea afirmații sunt neloiale. În plus, ai nevoie de atenția altora atât de mult încât ești gata să o atragi cu prețul propriilor credințe. Te distingi față de alți nativi din scorpion prin astfel de trăsături speciale, ești intensă, complexă, curajoasă, încrezătoare, răzbunătoare. Te plictisești să fii într-o relație stabilă, egală, ai nevoie constantă de emoții și experiențe noi, așa că dacă un partener nu îți dă aceste emoții, aranjezi câteva scene sau cauți un nou obiect de dragoste. Într-o relație, aștepți admirație și împlinirea incontestabilă a tuturor dorințelor tale. Ești obișnuită să fii centrul atenției, ești în continuă mișcare te alături cu ușurință noilor companii și poți susține orice conversație. Cum afectează data de 18 noiembrie soarta ta? Puterile astrelor, literalmente te învăluie cu patronajul lor. Toată viața ta trebuie să fie fost însoțită de fericire și succes în orice întreprinderi. În plus, patronii astrali te înzestrează cu toate calitățile pozitive, cu ajutorul cărora îți îndeplinești toate obiectivele, Bogăția, succesul și statutul social ridicat, nimic nu este imposibil pentru tine. Orice afacere pe care o întreprinzi este susținută ca și cu ajutorul puterilor superioare. Ești obișnuită să conduci și să domini, dar aceste lucruri nu te împiedică să-i respecti pe ceilalți. În plus, ești foarte sociabilă și găsești cu ușurință un limbaj comun cu mediul înconjurător. Probabil îți este greu să găsești pe cineva care are mai mulți prieteni ca tine. Știi să fii cu adevărat prieten. Se poate spune despre tine că ești sufletul companiei. Îi tratezi pe ceilalți cu sinceritate autentică, foarte asemănătoare vecinului tău zodiacal, săgetător. Alegerea și eforturile pentru obiectivele vieții îți atrag de deseori prieteni. Acest lucru se datorează abilităților tale excelente de conducere purtând energie de viață nemărginită, mături literalmente tot ce stă în cale, îndreptându-te către un obiectiv specific. Activitatea sporită te ajută să ții pasul cu tot. Cu toate acestea, un ritm de viață atât de rapidă, te amenință adesea cu nevroze și tulburări emoționale. Încercând să faci lumea din jurul tău mai bună, poți uita de odihnă bună și de somn, ceea ce în cele din urmă epuizează sistemul nervos doar prietenii sau membrii familiei te pot ajuta într-o astfel de situație, forțându-te să faci o pauză și să ia o parte din grija asupra lor. Ai o intuiție caracteristică care îți permite să rezolvi cu îndemânare problemele și uneori chiar să prezici dezvoltarea evenimentelor. Nevoia de comunicare și recunoaștere universală te caracterizează cel mai bine. Te străduiești să fii în centrul oricăror evenimente și să atragi toată atenția asupra ta. Se întâmplă adesea că având date bune despre acțiune, apar în public pentru o autoritate și mai mare, dar aceste lucru nu duce întotdeauna la rezultatele așteptate, iar cei pentru care a fost destinat mesajul emoțional percep aceste lucruri ca o nesimțire. În general, pentru a recunoaște adevăratele sentimente și gânduri ale talei, trebuie să fii cunoscută cât mai bine. În suflet, Ești foarte sinceră și strălucitoare, alegi calea îmbunătățirii de sine pentru a atrage și mai mulți admiratori, dragoste și compatibilitate. Într-o anumită măsură, vulnerabilitatea ta emoțională este protejată de capacitatea uimitoare de a discerna adevărul. Cu toate acestea, într-o relație de dragoste, ai tendința să ți pui iubitul pe un piedestal și să ți sacrifici cu ușurință propriile interese de dragul intereselor unui partener. Dacă dezamăgirea te pune față în față cu realitatea, inima îți poate fi frântă. Perechea ideală pentru tine este unul dintre reprezentanții constelației pești, Rax sau Taur. Bărbatul pește este la fel de senzual, dar ușor inferior nivelului tău de conducere, îți va deveni un însoțitor fidel capabil să stingă temperamentul tău excesiv. Bărbatul rac este gata să dea mai multe decât să primească, este potrivit pentru tine, va aprecia misterul și noblețea ta. Cu bărbatul tău ai o compatibilitate sexuală excelentă și opinii similare asupra familiei. Cel mai dificil lucru pentru tine va fi să construiești o relație cu reprezentanții constelațiilor Berbec, Leu și Scorpion. În oricare dintre cazuri, ca doi lideri născuți, veți lupta constant pentru putere în cuplu, ceea ce va duce mai devreme sau mai târziu la finalizarea romanului. Nimeni nu va dori să facă concesii sau să depună armele. Cu toate acestea, în aceste cazuri este posibil un roman scurt, dar viu și pasional. Bărbatul gemeni este independent și instabil, iar tu ești neobișnuită de geloasă. Cu alte cuvinte, această alianță este un adevărat amestec exploziv. Multe lucruri te pot lega de bărbatul Fecioară, în primul rând caracteristici comune precum onestitatea, dorința de dreptate, simțul datoriei. O astfel de uniune se bazează pe iubirea prietenie, sprijinul și asistența reciprocă. Cu bărbatul Balanță toate opțiunile existente pentru relații sunt posibile. De la prietenie la cooperare și de la ură la iubire, uniunea cu bărbatul săgetător este pasională și furtunoasă, dar rară ori lungă și de durată. Cel mai greu lucru pentru tine este să înțelegi și să dragostea lui de libertate, dar dacă acesta este trecută de 40 de ani și deja la a doua căsătorie, fii pregătită să ai fluturi în stomac până la sfârșitul zilelor tale. Într-o relație cu încăpățânatul Capricorn, Există pasiune, dragoste și respect reciproc, dar nu poate fi numită liniștită. Cu bărbatul vărsător este o legătură emoțională foarte dificilă. Pe de-o parte, aveți o compatibilitate sexuală excelentă, tu ai suficiente fervoare și pasiune pentru doi, dar el aduce imprevizibilitate relației voastre, ne vei putea ierta trădarea. Totul este însă posibil. Neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce, locuri de muncă și carieră, poți fi numită o persoană creatoare spiritualizată, este vorba despre o mentalitate și percepție specială asupra vieții, poți fi infantilă, dar poți fi recunoscută ca fiind raționalistă cu un set de invidiată de calități de conducere, ești o persoană extraordinară, luminoasă, sociabilă, receptiv la opiniile celorlalți, cu o intuiție dezvoltată care îți permite să eviți greșelile grave. Prefer stabilitatea decât aventura, cu excepția cazului în care stimulentul de a-ți asuma riscuri este foarte puternic. A abordez soluționarea sarcinilor stabilite foarte responsabil. Dacă proiectul necesită eforturi în echipă, poți găsi cu ușurință oameni cu gânduri similare și să motivezi profesioniști. De fapt, la serviciu, ești un soldat universal. Poți efectua o muncă simplă, principalul lucru este să conține o componentă creativă, precum și să supervizezi proiecte complexe, să gestioneze o unitate sau o organizație. Sănătate și boli Ar trebui să faci față temperamentului și labilității tale emoționale. Cunoașterea de sine este vitală pentru tine? datorită căreia nu vei depinde de sentimentele tale și vei exclude izbucnirile emoționale violente care dăunează atât pentru tine însăți, cât și pentru ceilalți. Drept urmare, orice pregătire psihologică sau spirituală este foarte recomandată. Pentru a cultiva disciplina și puterea de voință, ți se recomandă să efectuezi în mod regulat exerciții fizice cu efect moderat, în nutriție, Trebuie pus accentul pe cereale și legume proaspete, excluzând zahărul, cafeina și alcoolul. O astfel de dietă va ajuta la menținerea liniștii sufletești. Carnea roșie ar trebui consumată puțin mai puțin decât puțin. Dacă este posibil, se recomandă să bei zilnic cel puțin 2 litri de apă curată proaspătă pentru a stimula procesele de curățare a organismului, destinul și norocul. Universul ți-a dăruit o natură cu adevărat fericită. Eu pot spune că te-ai născut sub o stea fericită și norocoasă. Ei bine, în cazul tău au fost mai multe. Vibrațiile zilei sunt astfel încât să spărească toate proprietățile pozitive ale naturii tale, oferindu-ți enormă energie, determinare, putere, cu abilități organizaționale excelente, elocvență, Capacitatea de a manipula și influența pe ceilalți, poți atinge o poziție înaltă în societate. În sectorul financiar, ai de obicei noroc, sfaturi pentru tine, ești extrem de energică, nu uita de abilitățile tale intuitive și încearcă să-ți asculți vocea interioară cât mai des, aceste lucruri îți va permite să eviți majoritatea eșecurilor, fii mai naturală alții preferă naturalețea în locul jocului și artificialității. În caz contrar, nu poți evita pierderile în rândul persoanelor apropiate de inima ta. Energia ta irepresibilă este uimitoare, dar nu uita că ea trebuie să fie restaurată periodic. Pentru aceasta, există multe proceduri de relaxare. Ce cadouri ți se potrivesc? Pentru tine, pe locul 2 ca importanță după sex, sunt cadourile într-o asemenea măsură încât ți le face în mod regulat singurică. Dar aceste lucruri nu scutește pe cei dragi de nevoia de a-ți oferi cadouri pentru și fără motiv. Dar dacă ți lipsește un cadou, atunci resentimentele și reproșurile nu vor fi suficiente până la sfârșitul vieții. Nu contează că cineva se ragă pentru păcatul său cu o grămadă de cadouri, acestea sunt alte daruri. Nu vei privi cu ochi buni niciodată un cadou fără ambalaj, Iubești secretul. După ce ai primit un cadou, tu nu-l deschizi imediat. În primul rând, vrei să te bucuri de el în particular. În al doilea rând, vrei să prelungești misterul. Nimeni nu va greși dacă îți cumpără lenjerie super elegantă. Ești destul de mercantilă și preferi cadourile semnificative. Și dacă sunt și ele cu semnificație și sens ascuns, atunci nu există ceva mai bun aparținând celui mai misterios semn al zodiacului, ești foarte fericită de darul asociat cu misticismul. Energia fascinantă și inconsecvența caracterului implică nevoia de intrigă și originalitate din partea celor dragi. În caz contrar, îți pierzi pur și simplu interesul pentru ceilalți. Un cadou neobișnuit cu un indiciu de erotism va fi adecvat. De exemplu, lenjerie neagră din piele sau latex, îmbrăcăminte și accesorii confecționate din piele autentică, mănuși, curele, genți elegante. Atunci când ți se aleg haine, este important să ghicească dimensiunea. Cea mai bună cale de a ieși din situație ar fi un plic cu banii sau un card cadou către un magazin de încălțăminte, un butic cu haine la modă. La fel de bine un cadou poate fi un bilet pentru o sesiune ezoterică, o cutie imensă cu un set magic, o figurină de cristal, merită ca cel care oferă să aibă grijă în prealabil de ambalarea cadourilor. De exemplu, o cutie de catifea nu este suficientă pentru un colier cu perle, este mai bine să fie înfășurată în hârtie roșie și legată cu o panglică neagră. Un smartphone, o tabletă este un cadou bun pentru tine, cu condiția ca acest gadget să fie complet absent din inventarul tău sau să fie actualizat. Nu este necesar să spun că trebuie să aleagă cele mai noi modele, îmbunătățite și funcționale. La prima vedere, poți părea oarecum sumbră, dar nu este așa. Ești atât de energică și de sexy, încât după ce ai primit un cadou cu adevărat uimitor, ești capabilă să-l răsplătești pe cel care dăruiește într-o manieră unică pentru el. Prin urmare, este mai bine să ți se aleagă cadouri pe teme marine sau de apă. Culoarea prezentărilor poate fi diferită, dar este mai bine să acorde preferință albastru, cian, turcoaz, violet, verde. Un inel cu acva marine sau turcoaz este un cadou minunat pentru tine. Produse de blană, paltoane de blană scurte, pantofi cu garnituri de blană, diverse accesorii decorate cu blană le vei aprecia. Nu vei renunța la lucrurile cu dantelă. Poate fi fie o față de masă cu dantelă, fie un set de lingerie franceză scumpă. Este clar că toate recomandările sunt destul de arbitrare. Cel ce dorește trebuie să se gândească la ce cadou este cel mai bine să-ți ofere. Stelele doar adaugă câteva sfaturi. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.